Începem astăzi minuni cu Dumnezeu, răspunsuri extraordinare la rugăciune. Capitolul 1 se cheamă Pășind peste șerpi. Era în anul 2000, în luna aprilie. Eu și cu Steven am venit, ca de obicei, să vizităm orfelinatul și să stăm cu copiii. Un verset ne-a apărut în minte, care Dumnezeu ne l-a spus nouă, personal. Domnul Iisus a spus în Evanghelia lui Luca, Te binecuvânt, Tată, că ai ascuns lucrurile acestea minunate, de savanți și de oameni învățați și le-ai descoperit copiilor mici. Orfelinatul nostru se afla în Copou, în strada Viticultori, numărul 6. Era o clădire cu două etaje și un beci. Când intrai la intrare, era un hol lung, la dreapta era un birou și cantina unde mâncau copiii, iar la stânga era bucătăria. De asemenea, erau două băi și două dormitoare pentru copii sugaci mici. Dacă te urcai pe scara de lemn la etajul întâi, acolo vedeai un hol mare unde se jucau copiii, un hol închis cu sticlă, cu păpuși și jucării peste tot. Tot la etajul 2 era o magazie cu rafturi pentru hainele copiilor. Erau de asemenea două băi, era un cabinet medical și două dormitoare. În fiecare dormitor erau 8 paturi. Era aprilie, am ajuns la orfelinat într-o vreme foarte frumoasă, când liliacii erau înfloriți, cireșii răspândeau mirosul, caișii erau în floare și albinile adunau nectar din floare în floare. La ferma orfelinatului cumpăraserăm mii și oi și capre și se auzea behăitul meilor, frumos. Era o primăvară minunată și mă gândeam, copiii nu au nicio problemă decât să fie fericiți. Mâncarea era bună, aveau multă dragoste acolo. Prin orfelinatul nostru au trecut 100 de copii în total, copii pe care i-am luat de obicei la câteva luni sau la un an, 2-3 sau un pic mai mare. I-am luat din condiții disperate și le-am arătat multe dragoste. Aveau păpușile cele mai frumoase din lume, compania Precious Moments, care face cele mai frumoase desene pentru copii, și păpuși, ei au donat păpuși pentru copii. Am primit din America haine frumoase pentru copii. Erau cei mai luxoși copii când mergeau la școală. În catifia și în rochițe frumoase și băieții în costume. M-am gândit că copiii nu știau de păcat și că vor fi acolo feriți de satana. De asemenea, puneam la casetofoane zi și noapte, în timp ce mâncau, cântările corului Sion și alte cântări despre Dumnezeu. I-am învățat pe copii povestiri din Biblie. Știau versete pe de rost. Și toți copiii îl primiseră pe Domnul Iisus în viața lor, ca mântuitor.
i-am dedicat pe copiii aceștia toți lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos. Și mă gândeam că ei nu vor avea nicio problemă, vor fi foarte fericiți. Aveau o curte în care se jucau, scrinciope, teren liber. Aveam 2 acri și jumătate, proprietatea orfelinatului. Aveam livada noastră și aveam via noastră. Aveam fructele noastre, caise, cireșe, mere. Dar, spre surprinderea mea, nu era așa. Într-o zi, o fetiță mi-a spus: mama Genoveva, te rog să dormi cu noi, când e frică să dormim. Imediat ce mamele sting luminile, vin demoni în camere și ne sar pe noi și ne bat și ne amenință și vorbesc urât cu noi. Și eu am spus: bine, eu dorm cu voi. Steven, în seara aceea, a mers la birou. Acolo dormeam de obicei, în strada George Coșbuc, unde era biroul misiunii. Și ne-am hotărât ca Steven să meargă la birou să doarmă, pentru că Steven trebuie să aibă un pat bun pe care să doarmă. Pe când eu dorm oriunde, dorm pe jos, dorm pe scaun, mă odihnesc bine oriunde. M-am rugat în inima mea și am spus: Doamne, te rog, ajută-mă să fiu de folos copiilor, să las o binecuvântare în viața lor. Și voi sta cu ei cât timp este nevoie. Mi-am amintit, de asemenea, că una din lucrătoare, deci noi aveam 50 de lucrătoare la orfelinat, pentru că aveam copii mici și trebuiau să fie de gardă zi și noapte. Și unele erau cu o normă întreagă, altele erau cu normă pe jumătate. Aveam sociologi, aveam surori și așa mai departe. Dorina, una din mamele noastre de la orfelinat, mi-a spus așa: Genoveva, la copii le e frică să doarmă noaptea. Spun că vin demon la ei și ne cer să ținem luminile aprinse. Toată noaptea noi ținem luminile aprinse pe hol. Și asta nu e bine. Copiii trebuie să doarmă pentru noroc. Și Dorina, una din mamele, mi-a spus așa, și au dreptate: spirite vin aici noaptea. Și ea mi-a spus așa: eu eram de servici și stăteam într-un fotoliu, copiii erau adormiți. Și a venit o ființă invizibilă și mi-a tras o pereche de palme, dar tare de tot. Și mi-a fost rușine să spun, cum să spun că un om invizibil mi-a tras palme noaptea. M-am dus în unul din dormitoarele copiilor, deci într-un dormitor erau copii între 4 și 8 ani. În celelalte dormitoare erau mai mici. M-am dus în dormitorul celor mai mari, între 4 și 8 ani. Și m-am rugat cu copiii, le-am spus povestiri din Biblie. Toți copiii vreau să doarmă cu mine noaptea asta în pat. I-am spus: nu se poate, dar eu am să-mi trag patul și îl pun de-a lungul paturilor voastre ca să vă pozesc noaptea, când vin demonii. Am să mă bat eu cu ei, cu demonii ăștia. Dar să sperăm că nu mai vin. Deci seara aceea am pus pe copii să se roage pe genunchi. Fiecare a îngenunchiat la marginea patului, cum facem noi, cu ochii închiși, toți și-au împrenuat mâinile cu ochii închiși și s-au rugat. Fiecare personal. A mulțumit lui Dumnezeu pentru bunătatea lui și l-a rugat pe Dumnezeu să le dea o noapte liniștită cu odihnă. Dă farmece plin, iarăși
După aceea, erau în camera aceasta a dormitorului, era o veioză mică, într-un colț. Și am lăsat veioza aceea, dar am stâns toate celelalte lumini. Și în dormitorul era un garderob de haine și erau dulapuri pline de jucării. M-am rugat și l-am rugat pe Dumnezeu să mă folosească ca copiii să nu mai fie speriați, să doarmă fără lumină, că este normal să dormim fără lumină. După câteva clipe, toți copiii au adormit buștean și eu am adormit. Dar nu a trecut nici măcar o oră, deci toți ne-am culcat la ora 10, când m-am uitat pe ceas. Nu a trecut mai mult de o oră și deodată copiii toți au strigat într-un glas. 7 copii din dormitor. Toți au strigat, s-au sculat, toți deodată. Și au spus, mama Genoveva, spiritele au venit, spiritele au venit. Și ne-e foarte frigă. Atunci, toți eram în cămașă noapte, bineînțeles, și eu eram în cămașă noapte. Am spus, trebuie să ne rugăm. Unde sunt spiritele? Și toți mi-au arătat, deci toți vedeau demon, dar eu nu vedeam nimic. Și toți au spus, sunt la ușă. Și sunt 2 demoni negri și urâți. Ionela, care era în orfelinatul nostru de 2 ani jumate, ea și cu Alin, ea avea 8 ani și Alin avea 7 ani, erau copii așa de buni. Dar bunica lor fusese vrăjitoare, tatăl lor fusese vrăjitor, era mort acum. Dar ei spuneau că demonii veneau și spuneau că e bunica lor, și că să nu-L slujească pe Iisus Hristos, că satana e Dumnezeu. În orice caz, Ionela s-a dus la patul ei să-și ia papucii de casă. Ca să nu fie desculți, că noi am vrut să facem rugăciuni cu toții. S-a dus să-și ia papucii de casă și Alin la fel. Și când și-au luat ei papuci de casă, Ionela mai întâi, deodată, eu eram în mijlocul camerei, deodată Ionela a aterizat în mine, împinsă de mâini nevăzute. Și pe urmă Alin a aterizat la fel, împins ca și cum cineva, un om puternic l-ar fi împins de la spate. Și Ionela mi-a spus, demonul care a intrat pe ușă, el m-a împins. Și mi-a spus așa, că dacă nu-l slăvesc pe satana, o să se întâmple numai rău în viața mea. Alin la fel, l-a spus că demonul l-a împins de la spate și l-a înjurat. Amândoi demoni au înjurat pe copii, urât de tot. Atunci eu mă gândeam așa, noi trebuie. Duhul Sfânt îmi spunea ce să fac. Eu nu știam, nu vedeam nimic, n-auzeam nimic. Dar copiii conversau cu demoni și îi vedeau tot timpul. Și deodată versetul mi-a venit în minte. Domnul Iisus, după ce a înviat din morți, a spus așa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Vă dau vouă toată puterea să călcați peste șerpi și peste scorpii, peste toată puterea satanei și nimic nu vă va vătăma.
Vă dau vouă putere, vă dau vouă cheile împărăției. Să încuiați și să descuiați. Și tot ce veți lega pe pământ, eu voi lega în cer. Și tot ce veți dezlega pe pământ, veți dezlega, va fi dezlegat în cer. Versetul ăsta mi-a venit în minte și am spus la copii, copii, toți, voi toți aveți putere să călcați peste puterea Satanei. Deci când apar demoni din nou, voi să le spuneți în numele Domnului Iisus Hristos, plecați de aici. În timp ce eu îi învățam pe copii versetele astea și le repetam cu toții, că ei să lupte, au venit doi demoni și se mascaradeau în... Unul spunea, deci amândoi aveau costume de haine și cravate, dar aveau fețe așa negre. Unul spunea, eu sunt tata Laurean, copiii, veniți să vă jucați cu mine. Dar Ciprian, un băiețel de 4 ani, a spus, dar nu e tata Laurean, se mascaradează că e tata Laurean. Este urât și rău. Și Ciprian, un băiețel, a spus, iar celălalt spune, eu sunt tata Steven. Așa îi spuneau ei lui tata, lui Steven, tata Steven. Dar nu-i tata Steven și spune, veniți la mine să vă jucați cu mine, dar este urât și rău și nu e frică de el. Atunci eu le-am spus la copii, copii, să repetăm versetul. Toată puterea ne-a fost dată în cer și pe pământ și Domnul Iisus ne-a spus să aruncăm demoni. Înși, deci să spunem așa cu toți, în numele Domnului Iisus Hristos, plecați demoni din dormitor. Toți copiii au spus într-un glas și demonii au plecat. Dar copiii mi-au spus că alt demon a venit în dormitor. Și demonul ăsta a venit în spatele meu, foarte aproape de mine, aproape mi-atingea părul. Și copiii spuneau, mama ce nu, mama ce nu, demonul este în spatele tău. Și în timp ce ne înveți tu cum să legăm demonii, ei repet cuvânt cu cuvânt ca să ne facem să râdem. Toată puterea ne-a fost dată în cer și pe pământ, ei repet în urma ta, demonul repetă și am spus, spuneți copii, spuneți la demon să pleceți, că legați în numele Domnului Iisus Hristos. Și copiii au spus în numele Domnului Iisus Hristos, te legăm, pleacă. N-ai voie să imitezi în spatele lui Genoveva în bătaie de joc. Pe urmă am învățat cu toții versetul ăsta, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, vă dau vouă putere să legați peste, să călcați peste șerpi, peste scorpi și peste vipere, peste toată puterea Satanei și nimic nu vă va putea vătăma. Și învățam pe copii în versetul ăsta. Deodată copiii mi-au spus așa, mama Genoveva, acum au venit în dormitor, demoni mici de tot și sunt ca pitici și toți fac tumbe în fața noastră ca să ne facă să râdem, să nu fim atenți la rugăciune și la ce ne spui tu. Și atunci am spus, spuneți la demon, numele Domnului Iisus Hristos, pleci la piticii ăștia care fac tumbe în aer. Copiii le-au spus la demoni să plece și au plecat. Prima picătură de ploaie a căzut și din cerul înalt de obraz mi-a venit. Plouă, dar să știi, nu va dura prea mult. Plouă, dar să știi, soarele va fi curând. Iar
Deci am primit de la Dumnezeu asta, că eu trebuie să învăț pe copii să spună la demon, că eu nu vedeam nimic, n-auzeam nimic. De ei vedeau demon și conversau cu ei. Pe urmă, copiii au vrut să meargă la baie, dar le era frică să meargă la baie. Bineînțeles, am mers cu ei. Deci, 7 copii, toți am spus, mergem la baie, nu vă fie frică copiii. Domnul Iisus este mult mai puternic decât satana. Dumnezeu este al Bibliei, este mult mai puternic decât satana. Și vă dă vouă putere să călcați peste șarpe puterea lui și chiar să-l bateți, să-l faceți praf sub picioarele voastre. Ne-am dus la baie, am aprins lumina și deodată copiii s-au retras. Și toți mi-au spus într-o voce, toți 7 copii, mama Genoveva, sunt demoni în baie. Sunt demoni în baie. Am zis, unde sunt? Dar toți mi-au spus aceeași informație. 2 sunt în cadă, sub duș, și 2 sunt lângă chiuvetă. Și toți copiii mi-au spus așa, și ei ne spun așa, copiii, baia este a noastră, nu cumva să intrați aici, că vă batem de vă rupem. Nu cumva să intrați aici, este baia noastră, voi să faceți pipi în pat. A spus, nu, copiii, ia, hai să spunem la demon să plece, în numele Domnului Iisus Hristos să plece. Copiii au spus, în numele Domnului Iisus Hristos, plecați demon din baie, baia este a noastră. Și demonii au plecat. Am învățat, când spui la demon să pleci, să deschizi dușa sau fereastra. Și pe urmă să ungi cu un de lemn. Am deschis geamurile. Și copiii au spus așa, mulți demoni au plecat ca un stol de ciori negre, urâți de tot. Pe urmă, ne-am hotărât să mergem să alungăm demonii din tot orfelinatul. Și am spus așa la copii, voi îmi spuneți unde sunt demoni. Copiii știau unde sunt demoni. Și noi le poruncim să plece și pe urmă ungem cu ulei. Am coborât în bucătărie. La cantină și copiii imediat toți mi-au spus, mama Genoveva, sunt demoni care sunt șoareci albi și șobolani albi. Sunt tot frigiderul și râd la noi, copii, nu puteți să scapați de noi, noi nu plecăm din bucătărie, bucătărie este a noastră. Și atunci am spus la copii, nu copii, noi avem puterea, spuneți la demonii care sunt în șoareci albi și în șobolani să plece. Toți copiii au spus în numele Domnului Iisus Hristos, plecați șobolani și șoareci albi. Copiii au spus, au plecat, toți se bucurau nespus de mult. Schideam geamurile. Pe urmă, copiii mi-au spus așa, este un demon, schelet, care vine în fiecare zi și mănâncă cu noi la bucătărie, la cantină. Și toți copiii îl vedeau. Și scheletul ăsta ne spune așa, nu mâncați, fetelor, nu mâncați, să fiți foarte slabi ca noi, că e foarte frumos să fii schelet, e foarte frumos, este la modă să fii foarte slab. Și atunci am spus la copii, copii, spuneți la schelet, la demonul ăsta, se plece. Copiii au spus, am deschis ușa și geamurile și scheletul a dispărut. Pe urmă, noi am uns
peste tot cu ulei. Copiii mi-au spus că mai este un demon care este un, ca un om negru în unde era beciul, unde era depozitul de cartofi, murături și așa mai departe. Imediat am căutat cheile ca să intrăm, să mergem jos în beci, dar nu am găsit cheile, pur și simplu nu am găsit. Și am hotărât să mergem a doua zi în beci, dar toți copiii vroiau să ungă toate dormitoarele, toate ușile, toate geamurile cu ulei. I-am spus la copii că Domnul Iisus ne spune că uleiul este simbolul Duhului Sfânt. Și atunci când ungem cu ulei, Duhul Sfânt vine. Aruncăm draci, urmă ungem cu ulei și atunci Domnul Iisus vine și îngerii lui vin și suntem păziți. Toți 7 copii au luat fiecare un paharel de plastic cu ulei. Nu contează ulei, nu aveam ulei de măsline, ulei de bucătărie am pus. Și toți copiii au uns toate ușile, toate geamurile și toți au spus așa, toți demonii au plecat, castoluri negri, urâți de toți, toți au plecat. Și noi am gândit să mergem la culcare. Ne-am dus la dormitorul cu 8 paturi. Copiii cei mici, care erau copii cu biberoane, niciunul nu s-a trezit. Și am spus la copii să vorbim, să pășim, facem totul, mergem la culcare în fiecare în patul nostru, să mergem fără să trezim pe copiii din dormitorul de alături. Dar vreau să vă spun că a durat să scăpăm de demon, a durat aproape 2 ore să ungem toate geamurile. După ora 12 noapte ne-am dus la culcare, poate era 1. Dar copiii, la niciunul nu le era foame sau sete. Toți aveau o manta de război spiritual. Erau războinici spiritual pentru Domnul Iisus, pentru Împărăția lui Dumnezeu. Toți erau așa de bucuroși să scape de demoni. Deci ne-am întors în dormitor. Și am vrut să ne rugăm pe genunchi, ca de obicei, să ne culcăm din nou. Dar deodată copiii se uitau într-o direcție și erau toți fericiți, delectați. Eu nu vedeam nimic. Eu am condus bătălia ca un general orb și surd. Trebuia să mă informez de tot ce se petrece pe câmpul de bătaie, de să mă informez de la copii. Dar îmi dădeau ei informații absolut precise și toți îmi dădeau aceeași informații. Ce auzeau și ce vedeau. Acum copiii se uitau în sus și erau atât de bucuroși. Și toți îmi spuneau, Lucian, Ciprian, Ionela, Alin, toți îmi spuneau, Domnul Iisus a venit în dormitor, Domnul Iisus a venit în dormitor. Cu un înger. Și îngerul este foarte mare și are o sabie. Și Domnul Iisus spune de azi înainte, orfelinatul va fi păzit de noi din cer și nu se va mai întâmpla nimic rău în orfelinat. Și nu numai atâta, și Domnul Iisus le-a spus, fiecare copil acum va avea un înger să-l păzească și îngerul va merge cu ei zi și noapte. Nimeni, niciun demon nu se va putea atinge de ei.
Eu aș fi vrut să-L văd pe Domnul Iisus, n-am văzut nimic. Dar Ciprian și Sebastian mi-au spus așa: mama, ce nu vă va, Domnul Iisus ne-a luat în brațe. Și Ciprian spune și m-a strâns tare, tare de tot. Și mi-a spus așa: Ciprian, eu te iubesc foarte, foarte mult. Și Sebastian mi-a spus așa și pe mine m-a strâns în brațe, Domnul Iisus, la fel. Și mi-a spus la fel că mă iubește mult. Apoi, Ionela mi-a spus așa, că Domnul Iisus și Dumnezeu vrea să-mi spună ceva. Lucian avea voce foarte slabă. Lucian venise dintr-un orfelinat de stat și a fost înfometat și era așa de slab. Era înalt, slab și vocea era foarte slabă. Singura lui speranță ca să fie auzit de mine era să mă tragă de mânică și mă trăgea de mânică și mă trăgea de mânică. Și Lucian mi-a spus așa: Dumnezeu este aici, în dormitorul nostru și vrea să ne spună ceva. Dumnezeu este aici, Lucian, și ne spune așa că vrea ca tu să iei pe toți copiii la geam. Să deschizi geamul și să vă uitați cu toții la cer. Cu ochii deschiși și să raportați lui Dumnezeu Tatăl tot ce s-a întâmplat în seara asta aici. Eu imediat am vrut să mă îndreptam spre geam, să deschid fereastra și să raportăm lui Dumnezeu așa cum ne-a spus Domnul Iisus. Dar Lucian striga: n-am terminat. Și Lucian mi-a spus așa, în vocea lui slabă, în vocea lui pe care debea o auzeai, mi-a spus așa: Dumnezeu este aici și vrea să spun așa, și Domnul Iisus vrea ca tu să înveți pe toți copiii de la orfelinat și alți copii, când se roagă, să nu se roage așa cum obișnuiți voi să vă rugați. Și Domnul Iisus a imitat cum mă învăț eu pe copii să se roage. Și râdeau de se prăpădeau. Domnul Iisus râdea cu copiii și spunea că mama Genoveva învață pe copii așa: închideți ochii, pe genunchi, ochii în jos, capul în jos și vă rugați așa. Și Domnul Iisus așa ne-a imitat, că noi ne rugăm așa. Ni-n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 i, amin. Cu ochii închiși, ni-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 ni, amin. Domnul Iisus a spus: nu vreau să vă mai rugați așa. Lui Dumnezeu îi place altfel să vă rugați. Să mergeți la fereastră, să vă uitați cu ochii deschiși spre cer, că Dumnezeu este în cer, și să raportați lui Dumnezeu tot ce vreți să-i spuneți. Și de atunci așa am învățat pe copii să ne rugăm. Imediat am mers la geam și am raportat tatălui tot ce s-a întâmplat în seara aceea la orfelinat. Și i-a mulțumit pentru biruința lui. Toată lumea a dormit cu îngerul la patul lui în noaptea aceea. Nu a mai fost niciun demon. Nu a mai fost niciun demon în clădirea orfelinatului. Aleluia, 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 toți atunci vom cânta, când pe noi.
A doua zi, lupta nu s-a terminat. Copiii mi-au spus așa: mama Genoveva, când am deschis noi geamurile și am poruncit la demoni să plece, ei au plecat și s-au ascuns în clădirile din curtea orfelinatului și în copaci. Și demonii și râdeau și spuneau: ha, 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 nimeni nu ne poate da afară din curtea orfelinatului. Ăsta e teritoriul nostru de mii de ani, de sute de ani. În orice caz, noi am dormit bine noaptea aceea. A doua zi ne-am sculat, am avut masa de dimineață, copiii erau așa de bucuroși. Era o strălucire pe fața lor, o bucurie de tot ce s-a întâmplat în noapte, de biruința care ne-a dat-o Dumnezeu. Și pentru că Domnul Iisus și îngerii ne-au vizitat în dormitorul nostru. În orfelinat a apărut nu numai spirite, ci a apărut și o vrăjitoare care s-a arătat copiilor în fiecare noapte. Și vrăjitoarea asta nu era demon, era o persoană adevărată care se ocupa cu vrăjitoria. Numele ei era Cristina Tomovici. Era sociolog în oraș și era vrăjitoare de meserie. Mama ei era vrăjitoare, o vestită în oraș și lesbiană, homosexuală. Și mama ei și fata ei, Cristina. Și ea venea la orfelinat în fiecare noapte și spunea la copii: ce cu laudele astea lui Iisus Hristos? Terminați cu cântările astea. Satana-i Dumnezeu, nu Iisus Hristos. Satana-i Dumnezeu, El este mai puternic. Să-L slujiți pe Satana, nu pe Dumnezeul ăsta, Iisus Hristos. Și vrăjitoarea a apărut și noaptea în care noi am eliberat camere după camere și hol după hol de demoni. Vrăjitoarea a apărut și a spus la copii: eu sunt regina aici, sunt mare prințesă, nimeni nu mă poate alunga de pe teritoriul ăsta. A doua zi am mâncat masa de prânz pe la ora 1. Acum, pe la ora 3, bineînțeles că Steven a venit de dimineață la orfelinat și i-am spus cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în orfelinat. Copiii și toți am povestit la ceilalți copii și la lucrător. Pe la ora 3, în timp ce noi ne bucuram de biruință care am avut-o în clădirea orfelinatului, doar copiii mi-au spus: mama Genoveva, demonii au venit înapoi, demonii au venit înapoi. Deci vrăjitoarea nu mai a apărut în clădirea orfelinatului, am scăpat de ea, dar a apărut împreună cu demoni în copaci. Copiii mi-au spus așa: mama Genoveva, vrăjitoarea pe care am dat-o afară din orfelinat s-a urcat, a zburat pe vârful bradului cel mai înalt din curte și este tot ea și n-am scăpat de demon. Și ea a început să comunice cu copiii. Eu nu vedeam nimic, nu auzeam nimic, dar copiii îmi spuneau aceleași cuvinte și îmi spuneau tot ce spuneau demonii și vrăjitoarea. Demonii tot timpul cereau de la copii
să țină secret ce le spuneau ei. Un demon spunea lui Cristina, Cristina a venit la noi în orfelinat numai cu jumătate de an, 7 luni, și ea își văzuse părinții cum s-au sinucis în fața trenului. Ea a fost martorul a unei scene îngrozitoare. Dar noi am ajutat-o foarte mult și într-un timp foarte scurt a devenit o fată frumoasă și scumpă. Cristina vedea tot timpul demoni. Ea mi-a spus că bunica ei fusese vrăjitoare. Iar mama ei se sinucise, ea fusese anorexică. Și veneau bunicii, demoni de la bunica, și mereu și o tormentau noaptea. Acum demonii îi spuneau așa lui Cristina, să țineți secret, e secret între noi, să nu-i spuneți lui mama Genoveva ce vă spunem noi. Dar demonii în curtea orfelinatului îi spuneam lui Cristina așa, Cristina, vezi vâna ta de la ochiul tău? Într-adevăr, ea a avut o vână ta din senin, foarte strană. Și demonii i-au spus, Cristina, noi ți-am făcut-o. Și dacă îi spui ceva lui Genoveva, lui mama Genoveva, îți face în vână tăi că astea tot trupul. Și i-am spus, Cristina, să nu-ți fie frică, că tu ai putere mult mai mare decât toți demonii. I-a spune la demoni să plece, în numele lui Iisus Hristos. Cristina i-a spus, plecați, în numele lui Iisus Hristos, eu sunt copilul Domnului Iisus. O plecat. Dar vrăjitoarea venea și pleca, venea și pleca. Și spunea la copii, copii, să nu spuneți lui mama Genoveva ce vă spunem noi, e secret. Și atunci o să vă meargă bine la școală, o să aveți putere în toate, o să aveți noroc, să nu spuneți lui mama Genoveva. Le-am spus la copii, copii să-mi spuneți totul. Copiii vedeau acum tot felul de demoni, ca niște stoluri negri de ciori. Ocupau toată livada și peste clădiri. Și un băiețel, mi-a spus așa, era Adrian, era Vasile, erau gemeni Vasile cu sora lui. Vasile era un scump de băiat. Și îl crescusem de când avea un an jumate, dar el vedea demoni tot timpul în dormitor. Și el mi-a spus așa, mama Genoveva, au venit acum demoni mici și verzi și sunt îmbrăcați în costume metalice, au aripi și ochi de proască, toți copiii vedeau. Și ne spuneau așa, să nu cumva să-i spuneți lui Genoveva ce vedeți. Noi suntem locuitori pe pământul ăsta de sute de ani. Nimeni nu ne poate alunga din terenul ăsta. Și atunci îi spuneam la copii, ba da, în numele Domnului Iisus Hristos, noi putem să vă alungăm. Și copiii spuneam, în numele Domnului Iisus Hristos, plecați, și plecau. Dar alți demoni veneau. Veneau demoni în tot fel de forme. Râdeau, făceau salturi în aer, în copaci, pe clădiri. Și nu știam ce să fac. Și atunci mă rugam, Doamne, ce care este cheia? Că Domnul Iisus ne-a spus așa, la toți, deci chiar și un credincios care e de 3 ani, de 4 ani, vă dau cheile împărăției. Tot ce legați voi va fi legat. Tot ce dezlegați voi va fi dezlegat. Și mă rugam și spuneam, Doamne, care este cheia? Cum demonii ăștia au dreptul să vină și să plece și să vină și să plece? Și vrăjitoarea care? Da, pentru că Dumnezeu ne-a dat cheile împărăției. Adică
Pentru fiecare necaz, el o să ne dea un verset din Biblie care este soluția. Deci am spus la copii așa, copii, voi aveați putere mult mai mare decât toată puterea Satanei. Ia, imaginați-vă că aveți o cheie în mână. Cum încuiați voi? Toți copiii mi-au făcut așa, că s-au făcut că încuia. Și cum descuiați? Așa. Ei, așa ne-a dat Dumnezeu chei spirituale. Noi putem încuia demoni, îi puneam în cuia în camere de judecată, îi puteam lega și Dumnezeu ne-a dat funii. Și ne-a spus funii cu care putem lega prinții satanei. Și ne-a dat lanțuri cu care putem lega prinții satanei. Și am învățat psalmul 68, în care spune că Dumnezeu ne dă puterea asta să legăm prinții satanei cu lanțuri și cu cătușe de fier și să poruncim, decretăm, cum decretă un judecător, judecată împotriva lor de Dumnezeu. Și deodată mi-a venit așa în minte că Duhul Sfânt mi-a spus așa, copiii ăștia vin din familii care au făcut păcate mari, bunicilor, străbunicilor, până la a treia, a patra, a șaptea generație, toți au păcătuit. Și Dumnezeu mi-a amintit un verset din cartea Exodus, că Dumnezeu pedepsește păcatele părinților și urmărește păcatele părinților în copii, în nepoți și în strănepoți, până la a treia, până la a patra generație. Câteodată chiar până la șaptea generație. Și Dumnezeu nu iartă decât dacă cineva își cere iertare pentru păcatul acela. Am explicat la copii lucrul acesta. Ni s-au alăturat între timp. Deci eram acum 12 copii, toți care înțelegeau cum se roage, au venit și s-au unit cu noi la rugăciuni în curtea orfelinatului. Și s-au unit cu noi și 7 lucrători. Mami și Steven și o lucrătoare care era cu noi din Elveția, care știa românește foarte bine. Am spus la copii că noi trebuie să ne cerem iertare de ce s-a întâmplat în familiile noastre, dar de asemenea, de ce s-a întâmplat pe pământul pe care noi l-am cumpărat. Pentru că dacă s-au făcut acolo crime, s-a vărsat sânge, în special sângele, este cel care aduce blestemii generație după generație. Și i-am spus la copii, dar dacă noi ne cerem iertare pentru păcatele care s-au săvârșit pe pământ, și, de asemenea, dacă noi ne cerem iertare pentru păcatele care le-au săvârșit bunicii, străbunicii noștri, străbunicii noștri, pe linia mamei și a tatălui, Dumnezeu ne-a spus că El le iartă. Pentru că în Biblie e spus așa, Domnul Iisus, după ce a înviat din morți, a spus așa, vă dau vouă putere și la cei care iertați voi păcatele vor fi iertate de mine. Și la cei care nu veți ierta, nici eu nu le voi ierta. Deci noi putem declara păcatele iertate, fiecare din noi. Și am spus la copii că cineva trebuie să-și ceară iertare pentru păcatele străbunilor noștri. Copiii au înțeles. Când vântul suflă pe câmpie, îmi place ca să sar de bucurie. Și ca Isaac și e la fel cu coama lor. Îmi place mult să alăt pe câmp când e vânt. Îmi place mult când e vânt.
suflă, suflă printre ramuri. Îmi place să alerg cu trăiere în păduri. Și cerbele arc și e la fel cu oxenii. Totu-i frumos cu frunze-n vânt. Îmi place mult. Îmi place, îmi place, îmi place mult când le vânt. Îmi place, îmi place, îmi place mult când le vânt. Suflă, suflă, suflă peste ape. Îmi place să alerg, să fug pe malul ei. Și rațele sălbatice fug și ele. Valurile mai înalte sunt când e vânt. Îmi place, îmi place, îmi place mult când e vânt. Îmi place, îmi place, incredibil ce putere spirituală au copiii. Spiritul lor are o capacitate enormă și pot să crească în putere, să devină războinici spiritual. Toți copiii au vrut să meargă cu mine. Le-am spus copiii, vei foame, vei sete. Nu, 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 nu. Toți vreau să meargă, să elibereze curtea și toate clădirile de demoni. Am spus la mame să aducă pahare cu un de lemn. Toți copiii, toți lucrătorii au luat câte un pahar din plastic cu un de lemn de bucătărie. Am format o coloană lungă. Eu țineam din mână pe Vasile, care erau cei mai mici la dormitorul nostru, și sora lui Iu. I-am luat de mână și i-am făcut o coloană lungă, 12 copii și 8 muncitori. Și am înconjurat toată curtea orfelinatului. Și copiii îmi spuneau demonii care se manifestau. Și este foarte bine când îți ceri iertare pentru păcatele străbunilor, să menționezi tot felul de păcate, că nu știi în ce au fost implicați strămoșii tăi. De ce să porți tu blestemele lor când poți fi binecuvântat? Și copiii repetau după mine și mergeam în jurul livezii și după vie și așa mai departe. Copiii repetau după mine, tată, iartă pe toți care au omorât, pe toți care au omorât copii, pe toți care au făcut avorturi, pe toți care au omorât evrei, că era cimitirul evreiesc la 10 minute din noi. Iartă, iartă, iartă. Și copiii strigau, iartă, iartă. În urmă, iartă toate păcatele, furt, ateism, evoluții, iartă pe cei care au devenit membri de partid, care ți-au negat existența. Iartă toate păcatele de mințit. Iartă pe oricine a ghicit viitorul prin horoscop sau a ghicit în stele, pentru că Biblia ne interzice horoscopul.
Iată, pe oricine a citit viitorul în ceai, în frunze de ceai sau în cafea. Iată, pe oricine care a mers sau a tras în cărți să vadă viitorul. Oricine care a mers la o vrăjitoare. Iartă pe toți care s-au dus la vrăjitoare și au blestemat pe cineva. Iartă, iartă. Pe urmă, iartă, copiii au spus după mine, deși abia că puteau pronunța numele păcatelor. Dar Dumnezeu mi-a spus foarte clar, m-a învățat să menționez cât se poate și Duhul Sfânt o să ne aducă aminte de păcate. De păcate, rasism, ură împotriva altei rase, dispreț. Deodată Dumnezeu mi-a spus să spun ca Dumnezeu să enumăr tot felul de păcate sexuale. Și copiii au repetat după mine, după cum vă spun, nici de-abia puteau, nici nu știau ce înseamnă. Iartă orice păcat sexual, orice act sexual în afara căsătoriei, iartă orice pornografie, iartă homosexualitate, iartă sex cu același sex și sex cu animale, care este foarte frecvent în toată lumea, sex cu animale și o parte din tare demonică enormă. Copiii repetau după mine, iartă toate păcatele sexuale comisii de strămoșii noștri. Dar demonii, deci copiii repetau după mine, iartă, iartă, iartă. Dar demonii au venit într-o știre mare și râdeau și copiii spuneau, mama Genoveva, mama Genoveva, demonii spun așa. Și au poziția așa cu mâinile așa și spune, ha, 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 păcate sexuale. Ce vorbește Genoveva de păcate sexuale? Așa păcate nici nu există. Ba da, există. Probabil că era punctul slab în care mulți demoni intraseră în viața lor. Copiii au cerut iertare. Pe urmă, pe măsură ce demonii se manifestau în diferite feluri, le spuneam la copii, acum copii, porunciți la demon, să spuneți așa, Domnul Iisus a murit pe cruce și a dat sângele pe cruce și o picătură cea mai mică este de ajuns să ierte păcatele strămoșilor noștri, a tuturor. Pe urmă am spus la copii, spuneți la demon, demon, păcatul este iertat, n-aveți niciun drept să veniți aici, în viața noastră sau în curtea orfelinatului. Copiii, ei spuneau la demon să plece și erau atât de bucuroși că demonii ascultau. Pe urmă, cu tot copiii ungeau clădire după clădire, că aveam în curte o capelă, aveam o brutărie, o cantină și eliberam metru cu metru și ungeam, mai ales la colțurile ogrăzii, a proprietății, este foarte important să pui un pic de ulei. Pe urmă, îngerii au dreptul să te apere. Am uns peste tot și acum mă gândeam, haideți, le-am dat câte o bomboană la copii din poșeta mea. Mă gândeam, hai să luăm o pauză și pe urmă luăm o gustare și pe urmă să vedem ce mai este de făcut. Dar copiii îmi spuneau așa, mama Genoveva, toți demonii au plecat, castoluri din negri de păsări, de ciori. Mulți, mulți, toți au plecat. Dar vrăjitoarea nu vrea să plece și ne amenință că vine noaptea să ne chinuie. Și vrăjitoarea ne spunea, nimeni nu mă poate
sunteți trimiti a lunga de pe teritoriul meu. Sunt regina teritoriului de mii de ani, de sute de ani. Eu sunt regina Iașului. Așa spunea, ea e regina Iașului. Probabil că ea venea din familie de vrăjitori, care au fost vrăjitori, de sute de ani. Și ea avea mare putere demonică. Și ea, oriunde mergeam, apărea, deci apărea în spirit. Dar spiritele sunt exact ca trupul și în viața viitoare spiritele au îmbrăcăminte, apar la fel ca în trup. Deci spiritul de vrăjitoare apărea și zbura din copac în copac și își bătea joc de mine. Și spunea la copii așa: noi o să aranjăm ca tata Steven și tata Laurean, când merg înapoi la birou, vor avea un accident mortal. O să fie omorâți. Iar tot noi, satana, puterea satanei, o să omorâm pe Genoveva. Și asta, vrăjitoarea asta, Cristina Tomovici, spune așa: și eu am să fiu directoarea orfelinatului. Ha, 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 ha. Atunci eu am spus așa: noi avem puteri asupra demonilor de moarte. Și legăm, am spus cu copiii, legăm toți demonii care vor să omoare pe tata Laurean și pe tata Steven, că Dumnezeu ne-a dat puteri asupra morții. Îi legăm, nu se pot atinge de ei. Și de asemenea am spus, eu leg toți demonii care vor să mă omoare. Și vrăjitoarea asta nu se poate să mă omoare. Dar copiii tot o vedeau peste tot. Vrăjitoarea nu vrea să plece. Acum mă gândeam, trebuie să mergem să eliberăm beciul, că nu făcusem beciul noaptea trecută. Dar vreau să vă spun, copiii erau îmbrăcați într-o mânta spirituală, de războinici spirituali. Nu întrerupeau, nimeni nu vorbea un cuvânt, aiurea, cum sunt copiii. Nimeni n-a vrut la baie, nimeni n-a vrut să bea sau să fie sete sau să vrea de mâncare. Toți erau îmbrăcați într-o mânta spirituală de războinici pentru împărăția lui Dumnezeu. Acum, deci noi am uns clădire după clădire și acum, deci încă în curtea orfelinatului erau mai multe clădiri și tocmai eu mă gândeam să mergem în beci, dar deodată m-am gândit așa: n-am făcut cantina. Cum să uit eu de cantina? Mă gândeam așa, că o să ne întoarcem înapoi, dar să facem beciu. Și până să ne întoarcem înapoi, să facem și cantina. Și până ceream de la Dumnezeu, Doamne, cum să fac cu vrăjitoarea? Pentru că vrăjitoarea nu era un demon, era o persoană adevărată. Și aveam nevoie de înțelepciune. Vrăjitoare, dacă cumva ea se pocăiește. Pentru că mulți vrăjitori și vrăjitoare, mulți sataniști vin la Domnul Iisus și Domnul Iisus îi eliberează. Deci nu pot să-i tratezi ca pe un spirit. Trebuie să ceri la Dumnezeu.
și milă pentru vrăjitoare sau vrăjitor și, de asemenea, instrucțiuni precise. Și mă rugam, Doamne, ce să fac? Doamne, Tu trebuie să ai grijă de vrăjitoare. Dar deodată, în timp ce ne, cum să spunem, ne îndreptam noi spre clădirea orfelinatului, deodată copiii erau delectați, delectați. Și tot mi-a spus, mama Genoveva, mama Genoveva, Domnul Iisus e aici. Erau așa de bucuroși. Da, așa de bucuroși, bucuroși. Și Ionela mi-a spus așa, și Domnul Iisus îmi spune așa, să-i spui lui mama Genoveva să nu se îngrijească că n-a uns cantina, că am uns-o eu. Deci Domnul Iisus îți ghicește gândurile. Domnul Iisus a venit să completeze, să ne ajute la războiul spiritual. Dar copiii erau delectați. Și Domnul Iisus a văzut că copiii erau speleați de vrăjitoare, că vrăjitoarea apărea în toți copacii. Și atunci a fost foarte interesant. Domnul Iisus le-a spus așa la copii. Copii, să nu vă fie frică de vrăjitoare, că uite ce fac eu. Eu însumi, Domnul Iisus, ca și cum ar fi luat în mână o păpușă, cum se fac, au vrăjitoarele astea păpușele, o păpușă. Domnul Iisus așa le-a spus la copii. Uite ce fac eu, storc toată puterea din ea, toate spiritele storc afară din ea. Nu o să mai aibă nicio putere asupra voastră și asupra curții orfelinatului. Și într-adevăr, ea n-a mai apărut nici la orfelinat, nici în curte, nici în vis la copii. Pe urmă, am mers. Dar copiii acum îmi spuneau ce spune Domnul Iisus. Copiii mei mici, de toate vârstele. Un băițel, Adrian, îmi spunea, mama Genoveva, Domnul Iisus, îmi spune, pentru că ai eliberat orfelinatul de demon, el o să se căsătorească cu tine. Și altcă Ionela mi-a spus așa, da, îmi spune că ai să fii mireasa lui. Pentru că în Biblie spune că Domnul Iisus o să se căsătorească cu toți cei care îl iubesc foarte mult. O să se căsătorească ca într-o nuntă cu mulți credincioși, bărbați și femei. Și o să fim foarte fericiți căsătoriți cu Domnul Iisus. Dar căsătoria, cum se spune, Domnul Iisus nu o să se căsătorească cu o fetiță imatură la care e frică de demon. Mireasa lui trebuie să fie războinic spiritual, să calci puterea vrăjmașului sub picioarele ei. Trebuie să comande puterea satanei la vorba ei, adică să facă război spiritual. Am mers în orfelinat să terminăm bătălia din veci. Mama care ținea la cheia de la veci, bineînțeles, era acolo, ne dat cheia. Și eu am spus la copii, copii, vreți cu toții să mergeți în beci? Oh, toți 20 vreau să merg în beci. Deci la copii le place războiul spiritual, le place puterea. Deci la copii le place puterea și sunt în pericol să folosească vrăjitoria, dar la copii le place puterea spirituală cu Dumnezeu, dacă știu că pot să aibă. Am spus la copii, haideți să mergem cu mare grijă. Erau scări de lemn care scârțiau și mie personal nu-mi plăcea beciu. Mirosea a cartofi, a ceapă, era un butoi acolo cu murături, pereți, umezi, nu-mi plăcea deloc. Și eu m-am gândit că o să terminăm repede războiul spiritual de acolo. Dar Dumnezeu a avut din nou o surpriză în beci.
am mers acolo și am pus pe copii, unde este demonul de care vă este frică? Și toți mi-au zis, este un schelet și este în partea stângă. Și am pus pe copii să ceară lui Dumnezeu iertare pentru păcatul care a permis scheletului, demonului ăsta să locuiască acolo. Copiii au făcut, apoi l-am pus pe cel mai mic băiețel, care avea 4 ani, să spună la demon să plece. Și el a spus, în numele Domnului Iisus Hristos, trebuie să asculți de mine. Pleacă. Și scheletul a plecat. Pe urmă, erau acolo rafturi și nu știu ce, am uns zidurile cu ulei. Toți copiii au uns zidul cu ulei și eu de-abia așteptam să plec de acolo. Și am spus, acum copiii să plecăm de aici. Mai erau și pe angeli. Dar copiii, cei mai mici, au început să-mi spună, toți au început să-mi spună, mama Genoveva, Dumnezeu a venit aici, Domnul Iisus a venit aici. Și deodată Domnul Iisus a vorbit prin copii, li s-a pus peste ei o manta profetică. Vreau să vă spun că noi nu venim din familie de pentecostal, noi nu i-am învățat nimic de asta, de profeții, absolut nimic. Deci asta a venit direct de la Domnul Iisus. Și, cum se spune, în orfelinat, demonii spuneam așa, noi o să distrugem casa Emanuel, cărămidă cu cărămidă, perete cu perete, așa spuneau demonii la copii. Și vă luăm pe toți înapoi, că noi, voi sunteți copiii satanei și o să vă dăm de mâncare numai murdăria. Și o să distrugem casa Emanuel, perete cu perete. Cărămide cu cărămide, toți o să o distrugem. Dar noi am învățat pe copiii mei să spunem, nu, că Dumnezeu ne-a spus așa, eu voi clădi biserica mea și orfelinatul meu și porțile iadului nu o vor birui. Deci spuneți satanei că Dumnezeu a construit casa orfelinatul și satana nu poate să o distrugă. Dar acum un duh profetic, o manta profetică a căzut peste copii. Și toți profețeau. Băiețel de 4 ani spune așa, mama Genoveva, Domnul Iisus spune așa, în beciul ăsta am să vopsesc pereții cu aur. Și am să fac raft după raft din lemn, minunat. Pe urmă, alt copil lua cuvântul profetic și spunea, și Dumnezeu spune, și Domnul Iisus, eu am să umplu rafturile orfelinatului cu cele mai frumoase haine și cei mai frumoși pantofi. Și alt copil spunea, și eu am să construiesc rafturi în beciul acesta și am să pun mâncarea cea mai minunată. Și alt copil spunea, și eu am să construiesc rafturi peste tot și am să aduc la orfelinatul ăsta jucăriile cele mai frumoase din lume. Alt copil, un băiețel, spunea, mama Genoveva, cred că Ionela a spus, și Dumnezeu spune așa, că în baie, exact la momentul ăsta, este un băiețel pe oală. Este cel mai mic băiețel de la orfelinat. Și alt copil spunea, ar prelua profeția și continua, că ei auzeau pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune așa, copilul ăsta, băiețelul ăsta, o să ajungă mare predicator. Și o să vină din nou la orfelinat și o să predice Evanghelia Domnului Iisus în fiecare seară aici. Noi imediat am trimis un
am trimis pe cineva să vadă cine era în baie și era un băiețel de un an jumate, care acum este în Franța, adoptat de evrei mesianici și este un copil minunat. Și noi așteptăm promisiunea lui Dumnezeu. Dar, de asemenea, Ionela a spus așa și Dumnezeu spune așa: Ionela, tu, deci asta s-a întâmplat totul în beci. Prezența lui Dumnezeu a venit în beci. Și Ionela a spus așa, Dumnezeu spune așa: Domnul Iisus spune: Ionela, când ai să crești mare, tu ai să vindeci oameni. Dar ai să vindeci oameni, nu o să trebuiască să te rogi pentru ei. Domnul Iisus spune așa: nu o să trebuiască să mă rog pentru oameni, nu trebuiască să-mi pun mâinile peste ei. Oriunde voi merge, oamenii se vor vindeca, sute se vor vindeca. Și prin mâinile mele, a spus, va merge vindecare. Și altă fată, Cristina, a devenit foarte profetică și în beci și în cantină și a spus așa. Și mama generală, Domnul Iisus spune așa, că de acum înainte, el vine aici, o să fie înger peste tot. Și Domnul Iisus o să vină în fiecare zi, aici o să fie Ierusalimul lui. Și aici o să întâlnească cu copiii lui și o să primească laudele lui. Și Domnul Iisus a plecat, dar copiii au rămas cu o manta de rugăciuni extraordinară. Vreau să vă spun că la orfelinat, deci Dumnezeu într-adevăr a trimis mâncarea cea mai bună de pe lume. 7 ani de zile am avut mâncare, nu numai pentru copiii de acolo, am avut mâncare pentru toți copiii săraci, pentru orfelinatele din Iași. Aveam mult mai multe mâncare, o dădeam și la spitale. Nu numai atât,
am primit exact hainele cele mai frumoase. Copiii, cum se păta haina, o dădeau la copiii străzii. Aveau haine așa de multe. Și Dumnezeu a împlinit fiecare promisiune. Și copiii nu au mai văzut niciodată demoni. De asemenea, Domnul Iisus le-a dat o sete de rugăciuni. Copiii nu se mai puteau opri din rugăciune. Eu mergeam la capela de rugăciune, unde se rugau, cineva era acolo de servici zi și noapte. Dar pe copii nu-i obligam să meargă la capela de rugăciune decât să fie 5-10 minute. Dar copiii nu vreau să plece. Ascultau de la Dumnezeu, Dumnezeu le spunea cuvinte, le spunea cuvinte ce o să fie în viață, comunicau cu Dumnezeu. Și la capela de rugăciune, copiii primeau o manta de rugăciune, că nu vreau să plece. Claudia se ruga ore întregi. Nu, vă rog, mama Genoveva, așa de fericită sunt aici, nu vrea să plece. Și de asemenea, Dumnezeu ne-a dat instrumente, am plătit profesor de muzică, am învățat pe copii să cânte la instrumente, am învățat pe copii să danseze dansuri mesianice. Și bineînțeles că Dumnezeu a fost în dansurile lor și dansurile care le-am înregistrat la Casa Emanuel sunt recunoscute ca un fenomen, cei mai buni dansatori din lume. Oriunde mergem, vindem DVD-uri, cu dansuri mesianice, cu un DVD cu instrucțiuni pentru dansuri și un DVD cu copiii de la orfelinat dansând. 6 DVD-uri. Toate au fost făcute cu artă extraordinară. Deci Dumnezeu a primit multe laude de la copiii de la orfelinate. De la orfelinatul Emanuel. Și el s-a ținut de promisiune, copiii nu au mai văzut niciodată demon. Și a fost orfelinatul o lumină, copiii au învățat acolo versete, cu multă ușurință învățau versete, 10 versete, 10 versete, 50 de versete, 100 de versete. Era cuvântul Dumnezeu ușor de memorat. Făceam concursuri cu daruri. Pentru că Dumnezeu vrea, Domnul Iisus a spus că El este lumina lumii, dar pe urmă El a zis, voi să fiți lumina lumii, voi să fiți sarea pământului. Și Dumnezeu vrea ca prin să avem cuvântul Lui în noi și să avem lumina Lui. Și toți copiii de la orfelinat și pe urmă toți de la cantine au învățat să fie lumini. Mulțumim Domnului pentru puterea Lui și cuvântul Lui este adevărat.